Sfântul Mare Mucenic Dimitrie sau Sfântul Dumitru Izvorătorul de Mir este considerat în tradiția populară românească patronul păstorilor sau cel care desfrunzește codrul și usucă toate plantele. Este sărbătorit în fiecare an pe data de 26 octombrie, atât de creștinii ortodoxi cât și de cei catolici. Sfântul Dumitru a trăit în timpul împăraților Diocletian și Maximian. Fiul al prefectului din Tesalonic a fost numit guvernator al Tesalonicului după moartea tatălui său. Împăratul Maximian a aflat că Sfântul Dumitru era creștin și l-a întrebat dacă sunt adevărate cele auzite despre el. Acesta a mărturisit cu îndrăzneală că este creștin și a defăimat închinarea păgânească. Pedeapsa, Dimitrie a fost închis în temniță și ucis cu sulița. Din trupul lui Dimitrie nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli. În primele reprezentări, Sfântul Mucenic Dimitrie nu apare ca fiind militar, ci într-un costum civil care aparținea clasei senatoriale. Pe o gravură în fildeș în secolul al X-lea întâlnit în Constantinopol, Sfântul Dimitrie este reprezentat ca soldat de infanterie. Însă o icoană din secolul al XI-lea din Sinai îl arată ca fiind civil. O altă icoană din Sinai, datând din perioada Cruciadelor, pictată în a doua jumătate a secolului al XII-lea, îl înfățișează pe Sfântul Dimitrie alături de Sfântul Gheorghe. Cei doi sunt reprezentați călare, Sfântul Dimitrie pe un cal negru, iar Sfântul Gheorghe pe un cal alb. În timp ce Sfântul Gheorghe este reprezentat împungând cu sulița un balaur, Sfântul Dimitrie este înfățișat învingându-l pe gladiatorul Lie. Originea numelui Dimitrie este grecească și amintește de vechea zeiță Demeter. Creștinismul a impus numele masculin Demetrios, explicat uneori ca simplificare a lui Demometer, maica poporului. În credința populară, anul este împărțit în două anotimpuri, vară și iarnă. Există credință că în ziua de Sfântul Dumitru, căldura intră în pământ și gerul începe să-și arate colții. În ajunul sărbătorii Sfântului Dumitru se aprind focuri peste care sar copiii pentru a fi sănătoși tot anul. Focul are și menirea de a alunga fiarele și de a încălzi morții. După ce focul este stins, țăranii aruncă un cărbune în grădină pentru ca aceasta să primească putere de a rodi. Sfântul Dumitru este considerat și patronul păstorilor. Este ziua în care ciobanii află cum va fi iarna. Aceștia își așează cojocul în mijlocul oilor și așteaptă să vadă ce oaie se va așeza pe el. Dacă se va culca o oaie neagră, iarna va fi bună. Iar dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aspră. Un alt mod de a afla cum va fi iarna este să urmărești mersul oilor în dimineața sărbătorii Sfântului Dumitru. Dacă dimineața se va trezi întâi o oaie albă și va pleca înspre sud, iarna va fi grea. Iar dacă se va trezi o oaie neagră și va pleca spre nord, iarna va fi una ușoară. Potrivit altor tradiții, dacă de Sfântul Dumitru este vreme aspră, iarna va fi bună. Iar dacă va fi vreme bună, toamna va fi lungă și frumoasă. Dacă luna va fi plină și cerul acoperit de nori, iarna va fi aspră cu zăpezi mari. Peste 300.000 de credincioși își sărbătoresc onomastica de Sfântul Dumitru, persoane dintre care majoritatea sunt bărbați și poartă numele Sfântului Dumitru, ori Mitică, Dimitrie sau Dumitrache. Iar femeile care se sărbătoresc se numesc Dumitra sau Dumitrița, Mitra, Dumitrica, Demetra sau Dumitrana.